Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 5 octombrie, tendința ta de a gândi în termen colectiv este înmuiată de vibrația numărului 5, simbolizând libertatea și independența. Ești la fel de fermecătoare ca orice reprezentant al zodiei tale, dar diplomația lasă loc iritării dacă ideile tale sunt criticate. Ești un jucător al echipei, dar dorești ca echipa să facă totul. Personaj pașnic, nu-ți permiți să reziști opiniei majoritare, dar nu dorești să faci compromisuri asupra idealurilor tale. Cu toate acestea, nu vei lăsa niciodată viziunea asupra lumii și convingerile personale să interfereze cu distracția. Ești o luptătoare pentru o cauză justă. Lupți pentru adevăr așa cum îl înțelegi și faci tot ce poți pentru a scoate la iveală nedreptatea corupția, opresiunea și tv opunelor. Nu ești mulțumită de acest lucru? Tu îi convingi adesea pe prieteni, familie și colegi să te ajute să rectifici situația. Acționezi la fel de decisiv în relațiile personale cât și în cele mai înalte șaloane ale societății. În mod similar, insiste asupra unei atitudini corecte față de tine însăți și nu tolereze insulte față de demnitatea ta. Conceptul de fair play ocupă un loc atât de mare în discursurile și faptele tale, încât ești uneori chiar acuzată că folosești o cauză justă pentru scopurile tale personale. Aceste lucruri poate fi adevărat sau nu, dar de obicei, în primul rând rezolvi întrebări fundamentale și apoi apelezi la treburile private. Tu poți chiar merge prea departe în acest sens, până la sacrificarea de sine și lepădarea de sine? refuzând cele mai plăcute lucruri pentru tine de dragul idealurilor și bunăstării celorlalți. Trebuie să ajustezi acest comportament, deoarece mai devreme sau mai târziu nevoile și cerințele personale vor fi fără îndoială în folosul tău și va trebui să renunți la postul tău sau să ți limitezi brusc îndatoririle, lăsându-i pe cei obișnuiți să depindă de tine într-o situație dificilă. Semnul tău zodiacal aparține constelației balanță. Semnul zodiac al balanței este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, elitism, activitate, determinare, farmec, diplomație. Indecizia balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate având o natură artistică și tandră, tu ești elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă. Cu toate acestea, instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență. Este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilități naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fiică a lui Venus, tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zăițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, uneori, ești indecisă. Viața ta este determinată de influența lui Venus. Astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare, poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci în rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte, într-un cuvânt, tu împodobești și nobilezi viața, tu ești foarte atrăgătoare și drăguță tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară. Cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și în ajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenă excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, echilibrul este sarcina principală a vieții tale deoarece tu ești cuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus, de la Venus tu iei farmecul și frumusețea, planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale, planeta ta în exil este Marte, aceasta este responsabilă pentru lipsa de determinare, precum și pentru îndoiala de sine și în propriile abilități, ești o idealistă activă, impulsivă, nu ești înclinată să faci compromisuri. Ești principială și ești întotdeauna încrezătoare în inocența ta, ești ambițioasă, iar pentru tine este important să te conectezi cu societatea. Nu-ți place singurătatea, prefer să muncești, să te relaxezi în echipă. Pentru tine este important să ți se recunoască ideile, realizările și meritele. Recunoștința este cea mai bună recompensă pentru tine, cu excepția cazului în care, desigur, problema se referă la muncă, în activitățile profesionale, ești concentrată în principal pe recompense materiale și motivație monetară. Adânc în inima te ești o adevărată iubitoare de viață. În condiții normale, primește o mare satisfacție din partea conducerii sau a contribuției tale personale la munca echipei. Este o mare plăcere pentru tine să vezi recunoștința pe fețele celor pentru care lucrezi și în această privință ești interconectată cu lumea exterioară. Deși poți părea o persoană puternică și independentă, ai nevoie de aprobare. De obicei, nu ești interesată de obiective care nu se adresează direct oamenilor, deoarece factorul uman este important pentru părerile și munca ta. Te combini rar cu alții? În ciuda nevoii de a te afunda în activitatea umană, adesea, poți ocupa un post care, din punct de vedere obiectiv, nu corespunde, ca și oamenii îmbrăcați în uniforme nepotrivite. Cu toate acestea, instinctele tale sociale sunt atât de puternice încât, dacă ai succes, poți schimba complet percepția publicului asupra rolului pe care îl joci. Fără a miza chiar pe nimic, tu faci totul în felul tău ceea ce provoacă uneori nedumerire dar duce la finalizarea cu succes a afacerilor. Ar trebui să te temi că egoul tău interior nu va crește până la infinit, înlocuind complet idealurile și obiectivele originale. De asemenea, trebuie să-ți restrânge dorința de a-i critica pe ceilalți, în special pe cei care sunt implicați în relațiile de afaceri. Nu trebuie să-ți formezi principiile ca o contracarare pentru lucrurile pe care le disprețuiești, dar trebuie să ai și o viziune constructivă a ceea ce vrei să faci în viață. Te distingi față de alți nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale, ești sensibilă, pașnică, corectă, ospitalieră, ești puțin conservatoare, îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești înclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 5 octombrie soarta ta? Ești o întruchipare a unei personalități strălucitoare, cu o morală corectă, ești dotată cu adevărata noblețe. Ai o idee clară a datoriei și onoarei și ei ești cea care va fi prima care va face concesii în orice situație de conflict. În timp ce faci acest lucru, o faci cu un incredibil simț al demnității. În același timp, în ciuda plândeții și sentimentalității tale, vei acționa afirmativ, dor, manifestându-ți caracterul. În acest caz, o astfel de presiune o vei aplica oricăre instanțe și sectoare ale societății? relațiilor personale și de afaceri, rudelor și colegilor, până la înalta conducere. Tocmai această atitudine îți asigură o percepție obiectivă a întregii situații, dragoste și compatibilitate. Viața ta personală este un conflict constant între independența spirituală și dorința de a găsi un partener de viață. Veselă, fermecătoare, deșteaptă și elegantă, atrași cu ușurință bărbații către tine. Uniunea taidală este o combinație armonioasă de intimitate romantică, prietenie și unitate intelectuală. O pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor gemeni sau vărsător. Aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura multă timp. Cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu fecioara, rac și pești. Cu reprezentanții semnului fecioară, nu vei găsi un limbaj comun, lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește peștii, Vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să îi împingi din casete, pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca, dar șansele sunt 50 la 50. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Cifra 5 din data nașterii simbolizează independența. Libertatea de acțiune și de gândire, dar totuși ești un jucător de echipă. Ești dependentă de societate, de opinia publică. Mai mult, pentru tine este important ca echipa să joace în conformitate cu regulile și scenariul tău. Calitățile tale de conducere sunt dezvoltate destul de puternic. Ești prietenoasă, sociabilă, chiar diplomatică, dar nu poți suporta critici iar constructivismul nu contează pentru tine. Crezi în mod sacru în geniul propriilor idei. Caracterul tău pașnic este înlocuită de o dispoziție războinică atunci când cineva încearcă să te coboare din cer pe pământ. În activitatea profesională, oricare ar fi ea, ești un iubitor de adevăr. Ești gata să lupți pentru o cauză justă, fără a pierde forțe. Ai o capacitate unică de a detecta nedreptatea. Ești dedicată muncii tale. Pentru tine, în primul rând sunt probleme de serviciu fundamentale, orice altceva, inclusiv afacerile personale, familia, propria sănătate sunt pe al doilea plan. Orientarea către afaceri îți oferă o creștere rapidă a carierei, dar plata pentru ea este uneori foarte costisitoare. Sănătate și boli Trebuie să ai grijă de sănătatea ta. Ți se recomandă examinări periodice la medicul de familie. Pentru diagnosticul la timp al bolilor, trebuie efectuat în mod regulat o examinare de rutină. Recomandările medicului nu trebuie neglijate. Dorința ta de sacrificiu de sine și de viață de dragul altora îți poate afecta mai întâi sănătatea fizică, dar în cele din urmă sănătatea ta mentală, provocând de defalcări cauzate de suprimarea prelungită a nevoilor personale. Pot suferi adesea de epuizare nervoasă oboseală cronică, obiceiurile sociale proaste, cum ar fi fumatul, cafea, alcoolul, duc la probleme de sănătate, ar trebui să fie restricționate și chiar eradicate. Ți se recomandă sporturi de echipă și plimbări, destinul și norocul. Universul ți-a destinat să fii ușor vulnerabilă. Nu accepti lipsa de politețe. Tu încerci să rezolvi în mod pașnic toate problemele, fără a ajunge la certuri și scandaluri deținând un tact special și diplomație prin natură, poți face o carieră excelentă. Dar trebuie să înveți să fii mai decisivă și mai încrezătoare în abilitățile tale. Căsătoria este de obicei fericită, familia creează o atmosferă liniștită, calmă, confortabilă. În sfera materială, stabilitate și succes. Sfaturi pentru tine. Nu te implica în narcisism și caută întotdeauna o conducere spirituală. Amintește-ți că totul este excelent creat de la cel mai mic la cel mai mare și nu ar trebui să privești în ori fără să observi o pietricică sub picioare. Străduiește-te pentru armonie. Practicile spirituale pot fi de ajutor. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, desigur, flori, buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zi ca de vacanță. Dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să-ți arunce câteva flori, buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială, cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi în setă de miniaturi în rame de lemn, de exemplu, cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială, darul ar trebui să fie elegant, ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lingerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație peinibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci Moimton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată. La urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta, deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor, o excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun, destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne, cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf, dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosești deja, dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău. Cel ce ți oferă cadou nu trebuie să economisească prea mult, pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens. Mai bine să nu ți se ofere mărunțișuri chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou, ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca, altfel te-ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori argintii. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.